Bun găsit tuturor! În această seară începe concursul Eurovision 2023 cu prima semifinală, cea mai grea, dacă ar fi să ne luăm după topurile fanilor Eurovision, pentru că multe dintre piesele din această seară sunt în top 10. Printre concurenții favoriți de anul acesta sunt Alessandra din Norvegia, cu o piesă extrem de îndrăgită de public, Queen of Kings, și Lorin din Suedia, care s-a întors pe scena Eurovision după succesul din 2012 cu piesa Euphoria. În top se află și reprezentantul Finlandei, cu un show electrizant, iar în această seară îl veți putea vedea și pe reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni, care va cânta piesa Soarele și Luna. În total sunt 15 țări în această seară, însă numai 10 se vor califica pentru marea finală din 13 mai. Pe lângă concursul din această seară, urmează un recital incendiar susținut de superstarul Rita Ora. Prima semifinală a concursului Eurovision 2023 va fi transmisă în direct la TVR1 și TVR Internațional de la ora 22 și online pe TVR+.